mai sunt cu altul consilier care ar trebui să vină, dar dacă vor veni, nu vor ajuta ceea ce ne propunem noi să facem. Bună ziua tuturor, în primul rând. Astăzi ne-am propus ca în cadrul ședinței extraordinare convocate pentru această dată să facem și ceea ce cred că este normal, și anume să anunțăm implementarea sau deschiderea celui mai important proiect administrativ în ultimii 30-40 de ani din municipiul nostru. Și este vorba despre atragerea, semnarea unui contract cu finanțare europeană pentru reabilitarea sistemului de apă și canal în municipiul Onești, contract cu valoare de peste 58 de milioane de euro. Acest contract s-a semnat la sfârșitul săptămânii trecute la București de către domnul director general al Raja, domnul Felix Stroie, împreună cu ministrul fondurilor europene. Eu aș dori să vorbesc mai puțin astăzi. Este un proiect care nu are culoare politică și țin în primul rând să le mulțumesc tuturor consilierilor locali care în anul 2017, de gloria spune, 17 la 1 iunie, împreună am reușit să delegăm acest serviciu celui mai important, zic eu, și serios operator de apă și canal din România. Vreau doar să subliniez faptul că Raja a semnat până la această dată contracte de finanțare de peste 1 miliard de euro. Pentru a nu, eu știu, vorbi eu foarte mult despre acest proiect, dați-mi voie în deschidere să-l rog pe domnul președinte, director general Felix Stroie, să vă prezinte invitații, după care să începem să discutăm despre ce va însemna realizarea acestui proiect în Onești și ce va însemna el pentru oneșteni. Vă mulțumesc. Domnule președinte, aveți cuvânt. Doamnelor și domnilor consilieri municipali, stimate părinte Potopov, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați reprezentanții ai presei, dragi cetățeni invitați, suntem onorați să fim astăzi din nou în fața dumneavoastră, într-un demers consecvent care a demarat pe 1 iunie 2017, acela de a ridica continuu standardul serviciului de apă și canalizare epurate din municipiul Onești, de a îmbunătăți permanent condițiile de viață ale cetățenilor municipiului Onești. Vreau să mulțumesc cu tot respectul și cu mod onest, sincer, domnilor și doamnelor consilieri din acest minunat Consiliu Local, care ne-au sprijinit și au avut încredere în noi și ne-au acordat șansa să muncim pentru dumneavoastră în municipiul Onești. Sper că până astăzi am confirmat, cu siguranță în continuare vom confirma că nu ați greșit și că acest moment a fost un moment bun pentru cetățenii, de bun augur pentru cetățenii orașului Onești. Personal, voi da niciodată ziua de 1 iunie 2017. Nu este cu prea mult timp în urmă, este ziua când noi am început să oferim sistemul de apă și canalizare al municipiului. Este ziua din care cetățenii orașului au beneficiat, așa cum este normal în secolul 21, din păcate, normalul în acest domeniu nu prea funcționa la Onești și cetățenii orașului Onești au beneficiat de apă și canalizare 24 de ore din 24, ceea ce, repet, este normal. Așa trebuie să fie în secolul 21. Am promis atunci că vom moderniza în continuu sistemul de apă și canalizare și curare, că vom realiza, în fapt, cel mai modern sistem de apă și canalizare epurare din România. Nu am așteptat că acest contract, realizarea acestui contract,
în cadrul programului operațional investiții mari, POIM, și să stăm pe dreapta, să lăsăm timpul să treacă. Nu. Vreau să știți că din fonduri proprii ne-am aflat pentru modernizarea și rezolvarea problemelor din sistemul de apă și am investit din fonduri proprii peste 30 de milioane. De asemenea, vreau să știți că acest proiect, în valoare de peste 58 milioane de euro, este cofinanțat consistent de compania de apă cu o sumă ce se apropie de 4 milioane de euro. Este un efort pe care îl facem, nu vă dați spun, cu tot respectul pentru cetățenii din Chiorești, care merită ca cetățenii întregiți condiții normale de cetățenie de viață și din acest punct de vedere. Practic, este cel mai important proiect, este cea mai importantă investiție care s-a făcut în ultimele 10 de ani în municipiul Onești. Și mă bucur din tot sufletul să vă anunț că mâine vom deschide documentele licitației pentru realizarea stației de epurare, un obiectiv din cadrul acestui important și ambițios proiect al municipiului Onești. Vă asigur că în mai puțin de 2 ani de zile acest proiect va fi realizat în integru, și că mai puțin de 2 ani de zile, într-adevăr, municipiul Onești va avea cel mai modern sistem de apă și canalizare, epurare din motor și România. Aș vrea să mulțumesc celor care sunt astăzi, mulțumesc astăzi la Onești și care ne-au sprijinit, s-au implicat serios în realizarea acestui, pentru că această zi de astăzi să fie posibilă. Aș vrea să mulțumesc echipei condusă de domnul director Bălan Cătălin, echipei de la Ministerul de Fonduri Europene, care ne-a sprijinit mult în realizarea acestui proiect și care în continuare ne va monitoriza, va fi cu echipă noi pentru ca să implementăm corect și în termen acest program. Aș vrea să mulțumesc consultanții care s-au implicat serios și au muncit foarte serios pentru acest program. Mă înfățesc astăzi și sunt în fața dumneavoastră membrii Consiliului de Administrație a companiei de apă, care Consiliul de Administrație a aprobat întotdeauna sumele necesare pentru reabilitarea parțială a sistemului de apă și canalizare din Oră. Și vă mulțumesc, stimați de administrație. Vreau să-i mulțumesc în mod special unui om care a crezut în acest proiect, care s-a implicat într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Chiar dacă uneori am... E unul foarte insistent. Dar insistent nu pentru problemele personale, ci pentru problemele cetățenilor din Ucraina. Și vreau să-i spun unui primar, în Arhiu Nicolae, vă spun cu mâna pe suflet, dacă dânsul nu ar fi fost atât de sufletist și de perseverent și de consecvent pentru dânsul, poate pe ziua de astăzi s-ar fi petrecut undeva peste un an, un an și jumătate. Pentru că să știți, realizarea unui asemenea proiect, aducerea documentelor acestui proiect în fața Ministerului de Fonduri Europene, în fața consultanței naționale Jaspers, trecerea de toate barierele astea, asta reprezintă un demers care durează timp. Cei 2 ani în care noi am pregătit acest proiect, practic, sunt un record. Și în mai puțin de 2 ani implementăm. Vă rog să vă documentați. Acești ani sunt un record. Și în pregătire și în realizarea acestui proiect. Și vă mulțumesc, domnule primar. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, unde am găsit toată înțelegerea, cu respect, dânsul a introdus în regim de urgență în master planul județului Bacău toate proiectele și toate solicitările noastre, a convocat de îndată ședințele de consultanță care au fost necesare pentru aprobarea. Aceasta este birocrația europeană. Trebuie să fie birocrația în sensul pozitiv, nu în sensul negativ. Trebuie să fie aprobările autorităților publice locale, începând cu autoritatea județeană, Consiliul Județean. În niciun județ, noi acționăm în 8 județ, nici în județul Constanța, nu am găsit înțelegerea pe care am găsit-o la Consiliul Județean al județului Bacău. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Totul începe sub auspiciile cele mai bune. Și vă asigur încă o dată, stimați membrii ai Consiliului Local Municipal Onești, dragi cetățeni ai orașului Onești, că mai puțin de 2 ani de zile vom realiza acest proiect. Îl vom implementa niște condiții foarte, foarte, foarte strict monitorizate,
vom avea grijă, ne vom preocupa ca viața cetățenilor să fie cât mai puțin afectată de realizarea acestui proiect, care este un proiect de mare amploare. O să vă prezinte proiectul domnului director Preda. Înainte de a-i da cuvântul domnului director Preda, pentru că domnul primar mi-a încredințat pentru o scurtă perioadă să așa de la Prod, am să rog pe domnul director general Cătălin Bălan, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene, un om cu experiență extraordinară în domeniu, să se refere la acest proiect. Bună ziua! În deschidere aș vrea să doresc să mulțumesc domnului primar, precum și domnului președinte director general, pentru invitația de a participa la acest moment fast, din punctul de vedere, pentru municipiul Onești. Îmi permit să fac o mică proiecție, nu sunt singurul reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene prezent, suntem o delegație numeroasă și bine să arate că acest proiect, deși unul de 58 de milioane mic față de ce poate raja să implementeze, și mă refer la proiectul major, pe care a reușit să-l treacă prin furcele caudine ale evaluatorilor Comisiei Europene de 661 de milioane de euro, este un proiect deosebit de important, pentru că noi suntem convinși că acest proiect va fi implementat conform calendarului de implementare și mă voi asigura personal, săptămânal, că acest grafic de implementare nu reprezintă doar o fotografie frumoasă, ci va reprezenta un angajament ferm din partea Raja Constanța de a reuși să implementeze în calendarul propus obiectivele de investiții. Această credință noastră vine din faptul că deja este a treia perioadă de programare în care lucrăm cu Raja ca și implementatori de fonduri europene. Prin celelalte două perioade pe care le-a parcurs, Raja a reușit să atragă peste 1 miliard de euro la nivelul României. Toți investiții în infrastructură de domeniu care aparține proprietății publice, autorităților locale, infrastructură de apă și canalizare. Acest lucru, la care se adaugă faptul că a reușit și proiectul major să parcurgă toate etapele și să obțină finanțare de la Bruxelles în valoare de 661 de milioane de euro și face putere să mă repet de această dată, ne creează nouă condițiile de a crede că promisiunile pe care s-au făcut la ora actuală vor fi și duse la îndeplinire. Și ne vom asigura, repet, monitorizând săptămânal activitățile și execuția lucrărilor, că acest calendar se va și va fi și respectat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule director general, îți cer scuze echipei de la Ministerul de Fonduri Europene. Într-adevăr, echipa care a muncit pentru acest proiect este astăzi lângă noi și conducerea domnului director. În continuare, să știți că la pentru noi și pe președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, asociație care monitorizează atent proiectele pe ori județe, domnul primar al municipiului, al orașului Halat, domnul Valentin Sagiu. În continuare, îl rog pe domnul director, Preda Ivan, să prezinte, și suntem gata să răspundem și la întrebări, în ce constă acest proiect și ce va aduce el bun pentru municipiul Onești. Acum nu știu cum o să facem cu microfonul, că pentru presă știu că trebuie să se și înregistreze. Stați jos. Luați loc. Mulțumesc. Deci, din punct de vedere general, atât domnul director general Stroie Ferescu și domnul director Cătălin Bălan au punctat câteva aspecte legate de ce stă la baza acestui proiect. Deci este un proiect pe care Raja, ca operator, l-a dezvoltat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, programul cu finanțare europeană, buget de stat, municipalitatea și operatorul Raja. Și marele avantaj al Oneștiului este că a reușit să fie prins în master planul județului cu sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean și în același timp pe ultima sută de metri să intre în acest program care are ca perioadă de programare până în decembrie 2023. Raja, când a preluat în 2017 serviciul, contractul de delegare a serviciului la Onești, a inventariat întreaga situație a sistemului de apă și canalizare și a rezultat o sumedenie de probleme care trebuie să fie rezolvate în rib alert, cu operativitate. Pentru asta a investit peste 30 de milioane de lei și a rezolvat problemele
iminente, de urgență maximă, pentru a furniza serviciul 24/24 la calitatea care permite situația existentă. În același timp, am procedat la derularea procedurii de dezvoltare a aplicației, a proiectului, în vederea accesării fondurilor europene prin programul operațional Infrastructură Mare. Am reușit, deci în iunie a fost preluat serviciu. În martie, anul următor, am și achiziționat consultanța care, până în 2019, către sfârșitul anului 2019, am reușit împreună să elaborăm aplicația pentru cererea de finanțare, respectiv la 9 ianuarie 2020 să semnăm contracte de finanțare. În prezent, Onești beneficiază de o finanțare de 275.608.601 lei pentru rezolvarea problemelor de infrastructură, apă și canalizare, atât în ceea ce privește reabilitarea celui existent, cât și extinderea la nevoile populației și a municipiului în general. Odată ce a fost semnat, Oneștiul beneficiază de acești bani. În paralel, Raja a mai alocat din fonduri proprii 5.180.000 pentru elaborarea întregii documentații, respectiv a demarat procedura de atribuire a contractelor de lucrări pentru a putea să ne încadrăm în perioada de programare, respectiv de când beneficiem de fondurile europene, până în decembrie 2023. Am reușit, în prezent avem contractul de execuție a stației de epurare, o stație de epurare veche, reabilitată prin 70, dar cu o tehnologie învechită, cu foarte multe probleme, practic trece apa abuzată dintr-o parte în alta, cu probleme de mediu și așa mai departe. Suntem în măsură acum, mâine deschidem ofertele și vom atribui contractul în iulie, cel târziu iunie, iunie-iulie, să începem lucrările. Lucrări care vor fi finalizate cel târziu în 2022, la începutul anului 2022. În același timp, mai sunt două contracte de lucrări. Această stație de epurare, trebuie să revin la ea, este una dintre cele mai moderne. Are tehnologia de ultimă oră, conferă atât din punct de vedere a ceea ce reprezintă acolo zona ecologizare, va deveni un parc din ceea ce este acum cu un batal de nămol vechi, cu multe probleme legate de mediu, va deveni o stație modernă cu treaptă mecanică, biologică, treaptă de prelucrare a nămolului, un nămol care va fi folosit în agricultură, în silvicultură. Este o materie primă și un îngrășământ care, de exemplu, în Suedia am fost, a dublat ritmul de creștere a vegetației forestiere prin folosirea nămolului de la stațiile de epurare. De aceeași manieră o să procedăm și aici. Și în agricultură, unde deja sunt solicitări din partea unor fermieri să achiziționeze nămolul maturat, fermentat, trecut printr-un proces tehnologic care să permită folosirea lui ca îngrășământ. Stația dispune de sistem SCADA, de verificare control a întregului sistem de canalizare și colectare și tratare a apei uzate, în așa fel încât în orice moment se poate fi controlată funcționarea întregului sistem și să se intervină rapid pentru remedierea acolo unde se impune. Deci este, va fi o stație, așa cum și-ar dori orice municipalitate, va rezolva
în mod real problemele municipiului Onești din punct de vedere al calității apei, a protecției mediului înconjurător, respectiv colectarea apelor uzate, tratarea și deversarea unei ape curate, care să nu mai ridice probleme din punct de vedere al sănătății. De asemenea, Oneștiul dispune de un sistem de alimentare cu apă potabilă, cu o vechime între 6 și 70 de ani, învechit cu probleme deosebite în ceea ce vezi pierdere, peste 70% sunt pierderi, realizați disconfortul pentru populație că nu are ceea ce trebuie din punct de vedere al calității, cantității și programului, ca și pentru operator, în final, trebuie luat în calcul partea economică. A fost prins un contract de lucrări pentru reabilitarea sistemului existent și extinderea lui, în așa fel încât populația să beneficieze integral de apă potabilă. Este un contract care are o valoare de 89.166.000 de lei și cuprinde extinderea rețelei de distribuție cu încă 6,7 km, reabilitarea celei existente de 18,8 km, cu stații de pompare, sectorizarea, care este foarte importantă pentru confortul și pentru un sistem de alimentare cu apă civilizat. Sunt probleme care trebuie să remediate, nu se oprește apa la întreg municipiu sau la multe locuințe, o rază mare de distribuție a apei, că se sectorizează pe quartale, se oprește numai o stradă, numai un quartal, în așa fel încât să se poată interveni cu disconfort și pierderi cât mai mici. În ceea ce privește rețeaua de canalizare menajeră, se va extinde cu încă 26 de kilometri, vor fi reabilitați 3,4 kilometri de canalizare, cu stațiile de pompare a apei uzate. De asemenea, va fi executată și o conductă de refulare a apei uzate de 6,6 km. Acest contract, această execuție, va fi gata în iulie anul acesta pentru a fi a începe, fiind pe SICAP și urmează să fie atribuit contractul în luna iulie să înceapă, să demareze lucrările. Durata de execuție a acestei investiții este de 24 de luni. De asemenea, o mare problemă a municipiului este asigurarea apei potabile în ribă costă. Oneștiul beneficiază de apă potabilă de la compania de apă CRAB, o aduce de la Valea Muzului, de la Dimlac, unde o tratează CRAB-ul și ne distribuie nouă. E o conductă de câțiva zeci de kilometri. Ca orice investiție, ca orice lucrare, prezintă și probleme. Dumneavoastră sunteți mai cunoscători decât mine că ați reușit să vedeți ce înseamnă o remediere la o conductă de aducțiune, cu opriri pe perioade mai îndelungate, de la ore, o zi și poate chiar câteva zile, această conductă fiind singura sursă de alimentare a Oneștiului. Imperios necesar a apărut problema identificării și asigurării unei surse de apă suplimentară, de rezervă sau complementară pentru asigurarea furnizării continuă a apei potabile. Au fost mai multe încercări. Inițial am zis că să scoatem din adâncime, unde mai tot știm că este apă plată și
Numai că în zona dumneavoastră are bună calitativ, calitativ se putea acoperi cu mai multe puțuri sonde, numai că are mirosul de petrol. S-a reușit, cei de la Apele Române au spus că sunteți primii care faceți un foraj de adâncime asta în județul Bacău. Noi am spus că căutăm apă, cantitate, calitate, să putem să furnizăm Urneștului ceea ce trebuie. Nu s-a putut, n-am reușit, a fost o lucrare nereușită, de aceea suntem nevoiți să am fost nevoiți să căutăm apă de suprafață. Uneștiul dispune, sunt râurile care trec aproape de Unești și am identificat cu ajutorul bazinalei Bacău și Apele Române o sursă în zona Trotuș, unde vom construi partea de captare, de magazinare, tratare a apei tratate și distribuția după aceea în rețeaua Uneștiului de apă potabilă din Unești. Deci aici o să facem captare de suprafață din Protuș, cu o stație de tratare a apei, stație de clorinare, un rezervor de 7500 de metri cubi, care se adaugă la cele din dealul Cuciurului și acelea vor fi reabilitate, stații de pompare, 7 km de aducțiune de la, din zona de captare-tratare pentru introducere în rețea. Este rezervorul de la Cuciur de 10.000 de metri cubi care va fi reabilitat. De asemenea, la Cuciur vom reabilita stația de clorinare. Este în prezent, dar e veche și trebuie reabilitată. Și de asemenea, incinta cu tot ce reprezintă conducte subterane pe dealul Cuciur. Investiția a fost prinsă într-un contract de lucrări care este finalizat și postat pe SICAP. Până în luna iulie urmează a fi atribuit și să începem și aceste lucrări. Tot proiectul pe Onești pe care l-am dezvoltat este prins într-o perioadă de 2 ani, 24 de luni. După aceea urmează perioada de garanție. Pentru fiecare lucrare de 3 ani este garantată. Tot ce reprezintă reabilitări, lucrări de reparații de care vor trebui, vor apare ca urmare în perioada de funcționare de asta de 3 ani, să fie efectuate de către antreprenor pe cheltuiala lui. Raja are aparatul tehnic prin unitatea de implementare a proiectului, o unitate de implementare care a fost dislocată de la Constanța la Unești. Colegii noștri vor fi permanent aici și vor asigura atât monitorizarea execuției lucrărilor împreună cu consultanța de supraveghere tehnică a execuției lucrărilor și în același timp de executare împreună cu antreprenorii fiecărei lucrări a remedierilor care apar în perioada de 36 de luni, perioada de garanție. Deci este un proiect, noi îl avem și pe panou pus fiecare lucrare cu perioada când va fi atribuit contractul, când va începe, vor începe lucrările. Este un panou care l-am făcut, ca și cel de la intrare cu area de executare, de derulare, de implementare a proiectului. Două panouri pe care, cu permisiunea domnului primar, membrilor Consiliului Municipal, le vom lăsa aici, la dispoziția noastră, ca să le urmăriți și oricând este nevoie, putem să participăm la ședințe, întâlniri de analiză, de evaluare și poate de redresare a unor situații care vor apare.
vă asigur că unitatea de implementare și antreprenorii care vor implementa acest proiect și vor executa lucrările, vor avea în principal în vedere lucrări de calitate, executate în condiții de disconfort cât mai mic. Sunt lucrări de săpături, șanțuri, care, normal, produc moloz, ploaie, vară, iarnă, realizat și înseamnă o lucrare de genul celor pe care le vom face. Noi vom avea în vedere disconfortul să fie cât mai mic, cu sprijinul autorităților municipale, vom aduce la cunoștință cetățenilor unde lucrăm, ce facem, în așa fel încât orice sesizare, orice problemă care se ridică, să o preluăm și să o rezolvăm în timp util. Morosul să nu creeze un disconfort mai mare decât cel care este inerent unor lucrări de săpături. Fiecare instituție, cu atât mai mult grădinițele, școlile, să dispună de măsuri suplimentare de protecție a zonei unde se lucrează, ca și de posibilități de trecere peste șanțurile respective. Deci vom fi prezenți permanent. Deja avem un program împreună cu municipalitatea de urmărire, de monitorizare și de coordonare acestor lucrări, în așa fel încât să le începem la timpul angajat, să le finalizăm la timpul angajat, în condiții de disconfort cât mai mic și de calitate superioară. E un proiect de 50 de milioane de euro, 58 de milioane de euro. Într-adevăr, domnul director general, ca și domnul Cătălin Bălan, au prezentat situații mult mai complexe, la 600 de milioane de euro, cum avem un alt proiect, este în 5 județe acela, din punct de vedere al documentațiilor, al activității, să știți că este același. Procedura e aceeași, numai că sunt mai multe investiții, area de întindere este mai mare, cu atât mai mult este de apreciat atât consultantul, cât și cei care au contribuit, deținătorii de utilități, autoritățile județene, regionale, autoritatea municipală, cu cât acest proiect s-a reușit să fie elaborat, finalizat și aprobat într-un timp destul de scurt. Un an și 6 luni a fost terminat proiectul, după aceea, bineînțeles, au mai fost probleme legate de completări, actualizări, refaceri, dar s-a reușit într-un timp destul de scurt să fie elaborat și finalizat, în așa fel încât să putem, în timpul cel mai scurt, să ajungem să ridicăm calitatea serviciului prestat de Raja în Nonești. E un proiect care a fost elaborat, la baza lui a stat master planul, ceea ce înseamnă nevoia de dezvoltare, strategia de dezvoltare pentru etapa asta a sistemului de apă și canalizare în municipiul Orești. La acest proiect se adaugă și ceea ce face în mod curent operatorul și, bineînțeles, urmează alte programe de finanțare și cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene, în mod sigur, vom dezvolta și alte proiecte pe programul nou, care în prezent este în elaborare, 2021-2027. Dacă reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene dau prima din cap, eu le mulțumesc și vom veni cu proiectul ca să construim în continuare, să facem un sistem de apă, canalizare și epurare a apelor uzate, cel mai modern la Onești. Vă mulțumesc! Așa, noi vă mulțumim. Aș dori în încheiere să,
să mai adaug câte ceva, pentru că văd, scrie o contribuție a operatorului, este de aproximativ 3 milioane jumătate de euro. Nicăieri nu scrie, dar vă spun eu că și municipiul Onești va contribui, va confinanța acest proiect cu aproximativ 1 milion de euro. Este obligația noastră care o avem vis-a-vis de implementarea acestui proiect. Este un proiect care în ansamblu și cel mai important este că va rezolva două mari probleme ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare pe care le-am avut în ultimii 30 de ani. De când sunt eu mic, îmi aduc aminte că se oprea apă. Se oprea apa din cauza avariilor de la Valea Uzului, de cele mai multe ori, sau alte avarii în interiorul municipiului. Prin realizarea sursei alternative, complementare de apă, prinsă de suprafață de pe râu Brotuș, oneștenii în viitor nu vor mai suferi din acest punct de vedere. Vis-a-vis de calitatea apei, de termene de implementare acestui proiect, vă dau garanția că alături de dumneavoastră, domnilor consilieri, voi fi și eu cel care vom monitoriza și vom trage la răspundere cu ghilimele de rigoare pe cei care întârzie ca și termene, dar s-a demonstrat că Raja s-a ținut de cuvânt și le mulțumesc pe această cale. În încheiere țin să mulțumesc tuturor invitaților de la Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Inspectoratul de Stat în Construcții, Administrația Apelor Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Protecția Muncii și toți cei prezenți. Sper să nu fiu omis pe mine, dar vă mulțumesc în asemenea măsură tuturor, pentru că este bine să înțelegem cu toții că în România se mai fac și lucruri bune și să nu promovăm doar lucrurile rele care se fac, pentru că pentru aceste lucruri bune au muncit o echipă care trebuie felicitată în acest moment și sper să avem ocazia că peste 2 ani să-i mai felicităm o dată. Până atunci, vă felicit consilierii locali, pe oneșteni, că au avut încredere că în iunie 2017 să delegăm acest serviciu. Eu știu ce s-ar fi întâmplat și ce s-ar fi putut întâmpla, ipotetic vorbind, dacă nu am fi delegat serviciul acesta. Știți că 6 luni l-am administrat noi, timp în care am pierdut de la bugetul local 3 milioane de lei, ce am fi putut face cu acei bani și acum, sau mai târziu, poate vom da scocoteală și pentru acei 3 milioane de lei. Într-adevăr, s-au produs avarii pe infrastructura de apă. Eu nu vreau să reamintesc ceea ce s-a întâmplat rău, pentru că a fost independent de voința oricărei persoane prezente aici, dar mă gândesc optimist la ceea ce urmează și sunt sigur că această problemă am rezolvat. În încheiere, dați-mi voie să dau cuvântul și domnului președinte al Consiliului Județean Brașoveanu, după care să începem ședința extraordinară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, domnule, doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte Felix Stroie, salut delegația Ministerului Fondurilor Europene, părintele Protopop, doamnelor și domnilor directori ai instituțiilor județene abilitate. Este un moment important și emoționant pentru comunitatea pentru oneșteni, pentru comunitatea, întreaga comunitate oneșteană. Și sunt aici împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean, Silviu Pravăț, și vă mărturisesc că suntem bucuroși să vedem că numai 2 ani și jumătate de când operatorul Raja ISA a preluat delegarea Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, a fost câștigată această finanțare prin programul operațional de infrastructură mare, e vorba de o finanțare europeană. Această finanțare, investiție atât importantă pentru comunitatea oneșteană, nu ar fi fost posibilă fără eforturile echipei companiei și fără sprijinul echipei primarului Gnatiuc Nicolae. Sunt câteva momente care trebuie să le menționăm. Un moment care nu ne face plăcere, dar am trăit această experiență.
Nu eu cât dumneavoastră aici în Mănești, eu am preluat și am trezit poate amândoi cu această problemă atât de gravă, demersuri făcute de către Consiliul Județean și fosta administrație erau, pentru că erau niște litigii aici destul de încrucișate între un operator privat și care, iată, a fost prezentat aici și de domnul Preda și de domnul președinte Stroie, timp de cel puțin 15 ani când a fost preluat acest operator privat rețelele, nu s-a făcut absolut nicio investiție, iar raportul calitate a apei furnizate și a programului care beneficiau oneștenii, referitori, prețul pe care îl plăteau era destul de mare. Momentul critic a fost, cred că acum un an, acum 3 ani de zile, la începutul anului 2017, nu, domnul? Da. În iarna. Primar, în iarna aceea, 2016, noiembrie, decembrie, ianuarie, a fost o soluție de avare, de a prelua și a menționat aici primar ce a însemnat aceasta. Crabune, vorbesc de compania regională a județului Bacău, în care și Consiliul Județean este acționar, nu avea capacitatea respectivă și potența financiară de a interveni imediat să preia. Și atunci soluția a fost, cred că la vremea aceea nu știam dacă este soluția cea mai bună, timpul ne va demonstra, dar soluția a fost Raja Constanța. Și iată că din 2017, un alt moment, din iunie 2017, până astăzi, au fost investiții aici menționate de peste 30 de milioane de lei, încât imediat s-a intervenit în infrastructură atât cât a permis și a îmbunătățit calitatea, a îmbunătățit și oferind apă 24 din 24, nu? Da. Ceea ce... Și viziunea, cred că momentul sau aspectul cel mai important este viziunea pe care a avut-o Raja Constanța imediat după preluare, pentru că am avut aceste discuții, am dat tot sprijinul și a menționat aici domnul Felix Stroie, de sprijinul pe care l-a oferit necondiționat Consiliul Județean atât cât am putut, sprijinul pe care l-a avut pentru a ajunge în situația asta și a scăpa de perioada asta destul de neagră cu litigiile de fost operator privat în care ne-a adus în situația asta, dar nu făcea altceva decât să lungească boala și să-și îngroașe, să zicem, buzunarele. Din păcate, ăsta este adevărul, dar cineva trebuia să-și asume această răspundere. Și Consiliul Local Municipal Unești și-a asumat asta și a făcut pasul viaș. Iată viziunea din 2018, că în 2018 a fost un alt moment important, când a semnat și a trecut la faza de a pregăti aplicația de finanțare. Văd în sală aici și consultantul și salut. S-au mișcat foarte repede, foarte, foarte repede, ca astăzi noi să fim cu acest contract de finanțare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene. Sigur, e de apreciat și echipa Ministerului Fondurilor Europene în acest timp scurt de a evalua și a ajunge în punctul acesta și sperăm ca în scurt timp să mai semnăm un contract de finanțare și care este în evaluare acum la Ministerul Fondurilor Europene. Să sperăm că într-o lună maxim ajungem în acest moment. Așteptăm cu nerăbdare. Iar efectele acestei investiții atât de importante se va vedea, sigur, așa cum efectele pe care vor simți oneștenii în urma investițiilor făcute, într-un timp iar foarte scurt, adică termenul este undeva 2023, n-au stat să aștepte finanțarea ca după aia să demareze procedurile, iată au demarat procedurile cu clauză suspensivă, încât mâine deja să deschid ofertele, da, o parte din aceste investiții. Adică se vor vedea, pentru că va fi o rețea nouă
de captare a apei potabile, iată, calitate superioară, o rețea nouă de distribuire a apei potabile, o stație nouă de clorinare, o stație modernă de epurare, și discutam acum un an, doi de zile, și iată că ceea ce am discutat astăzi se concretizează. I-am spus că a avut o viziune și s-au ținut de grafic și de asta, decât eu personal și în numele Consiliului Județean nu am decât să felicit toți cei care au contribuit la acest proiect și la implementarea acestui proiect, ca să nu greșesc în urmă și să uit pe cineva. Felicitări echipei de la Primăria Municipiului Dumnești, consilierilor locali care au avut datăria și au luat această hotărâre atunci, iată, acum este una benefică, spuneam că este un moment emoționant pentru că și important pentru comunitate, pentru timp foarte scurt am ajuns aici. Felicitări companiei și echipei domnului Felix Trăi, felicitări consultantului, felicitări tuturor, iată, oneștenii astăzi vor putea beneficia de aici încolo, din ce în ce mai mult de o calitate superioară a apei și o sursă alternativă, nu? Veți avea și sursa alternativă. E adevărat, apa nu schimbă formula chimică, dar structura, da. Așa, nu-i așa, Părinte Protodoc? În funcție de atitudinea pe care o avem. Așa că atitudinea tuturor care a fost una pozitivă și a crezut în acest proiect este una termenă de felicitare. Felicitări tuturor. Domnul primar, dacă îmi permiteți să lansez invitația domnului președinte, în 2023 să participe la inaugurarea stației, acel parc. Da, trebuie toți consilierii locali prezenți. Așa, în calitatea dumneavoastră de președinte a Consiliului. În 2022, în decembrie, da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Dați-mi voie în încheiere să vă spun că m-a bucurat extrem de mult și m-a încântat atitudinea domnului ministru a fondurilor europene, domnul Marcel Boroș, vis-a-vis desemnarea acestui contract. Ne-a acordat mai bine de o oră din programul dânsului pentru a discuta ceea ce înseamnă și ce va reprezenta acest proiect în Onești. Este de lăudat acest lucru și ar fi dorit și dânsul foarte mult să participe astăzi la Onești, a fost invitat. Din păcate, agenda domniei sale a fost una foarte încărcată astăzi, dar avem promisiunea că domnul ministru va veni în area de acoperire Rașa și cu siguranță va veni și la Onești pe perioada implementării acestui proiect. Până una alta, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți în această sală, în mod special consilierilor locali, și mă bucur că ați avut încredere în mine și eu am avut încredere în fiecare dintre dumneavoastră că am reușit să implementăm acest proiect. Eu zic că ne-am făcut o datorie pe care o aveam de altfel, dar nu este un lucru mic și ușor ceea ce am făcut noi și lucrul ăsta se va demonstra în timp. Vă mulțumim încă o dată, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule director general, mulțumesc domnule secretar de stat, Părinte Protopop, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor invitațiilor, mulțumesc Raja și vă urez o zi frumoasă. Noi continuăm activitatea în cadrul Consiliului Local. Vă mulțumesc mult și să fie într-un ceas să dea Dumnezeu să se implementăm tot acesta. Vă mulțumim încă o dată. Domnule primar, două cuvinte vă rog respectos. Noi continuăm activitatea cu o conferință de presă pe dealul Puciur, la cursele de apă și de asemenea o vizită de lucru să vedeți câte s-au schimbat acolo. Și vă invit pe toți cei care sunteți acum prezenți, doamnele și domnii consilieri, stimați reprezentanții ai presei, toți cei care sunteți prezenți, domnule președinte, domnilor reprezentanții ai guvernului, vă invit pe dealul Puciur să continuăm această discuție într-un mod mai aplicat. Mulțumesc! Schimbați scaunul aici. Ja, wie